Bianca, a spus. Ce să mai vorbesc? A, păi nu ai ce să vorbești, asta zic și eu. Mi-a spus ce am avut de spus. Nu mai vreau să fie tensiune între noi, nu vreau nici prietenie, nici amiciție, doar o simplă colegă în casă, puterea dragostei. Ela, da. Tu de partea cui ești în toată situația asta? Eu sunt imparțială, chiar sunt imparțială. Ca și mine, domnule. Mă gândesc așa, poate că Berna vrea cumva să... Da, mă. Ea e imparțială, dar când Cătălina a lovit-o cu Berna, noi a fost de partea ei. Bun, bravo. Păi, dar ce-i vrea să fac fată? Să fiu... Dacă nu, măcar să spui urât, nu, Filip, că vorbește cu o femeie. Dar prezici unul să vorbească... Păi, dar i-am spus-o și lui că... Am upătăt de vrei să le întorci împotriva lui Berna. Nu mi se pare corect ce spune, imparțial? Dar ce? Stai, Andrei. Știi, vei să-i apărat acum un lit? Păi, nu! A fost un gest foarte urât. Dar bineînțeles, când greșești tu, dar nu ți-am zis. Când a greșit Cătălina, a spus lui. Păi, dar dăm voie, mă! I-am spus-o și lui. El a auzit, chiar a auzit și la Filip. Și Berna, ți-am zis și în afară și în emisiune. A fost urât gestul. Ce vrea fată să spun? Că eu... Ea vrea să ții cu Ligi. Nimic, el a să fie parțial. Ieri Andreea a vrut să le întoarcă pe toate fetele împotriva Daianei, iar astăzi împotriva Bianca. Împotriva Daianei, niciodată împotriva Daianei. Bianca, le apără Bianca, Berna și urmează Ramona. Nu, Ramona o trage. Da, mă, pe toate împotriva elei. Bianca, Ramona, Bianca, Berna. Nu mai, mai știu. Cu Ela, cu mai Ela, Ramona în cap, încă e nesigură cu Ela. Ramona. Bianca îi place poziția de victimă, acum învață și pe Berna poziția de victimă, probabil ca să fie bine. Marius, dă cel mai bine. Cum n-ai mai avut-o cum Bianca? Cu Bianca? Că Marius, n-are altă treabă decât nu asta zic, că Bianca oricum îi place poziția de victimă, deci îi convine să fie toată lumea pe ea. Corect? Sau știe Bianca, din primul sezon Bianca și acum vrea să o învețe și pe Berna să fie și adică ei se plâng că le întoarce împotriva, dar le convine că dă cel mai bine. Dar nu ele nu, că nu ele observat, eu am observat. Nu, nu ele n-au observat, eu știu. Acum sigur. Că a zis Berna o chestie mică, ești falsă. Dacă zici o chestie urâtă, ești falsă. Adică orice zice Berna sau Bianca orice casa asta... Orice fac lui bine, dar nu se uite așa pe relea lui Pirui. Că Pirui aici zice că cu Bianca s-a certat doar dată. Și ieri a spus la Bianca din cea mai ieftină. Eu cea mai ieftină. Așa e spus, ba da. Dacă zicea de lini, nu mai deranjează. O femeie din staff, tu ai spus. Dar ce să nu zică dacă ea le simte? Stați că e cea mai ieftină. Eu! Justifice pentru orice gândești. Eu i-am spus, ești cea mai ieftină. O zis. Da. Când tu ai înjurat-o pe Ligi, tu ai scupat-o, trebuia să vedeți să tragi să dăm în cap. Ai gândit, ai făcut, îți ia ieri cu subiectul cu femeia din staff. Lui Pirul despre Berna. Ce vrei să facă dacă asta vede și așa gândit? Vreau să dau materialul, dacă eu i-am spus. Poate aia la nervi. Ba, o zi, tine așa și cum se face. Și dacă faci în artist, lasă că treaba e că și Berna. Ia cu o atacă din artist. Atunci nu te bați să le spui. Băi, Filip, dar noi unde suntem? Păi eu am 31 de ani degeaba. Bă, frate, nu atacă. Bă, frate, stai mă, liniștit, mă, frate. Reveniți, Berna, Bianca nu atacă Pirui orice ocazie are, îmi spune că dar nu face genul. Dar cum nu și acum? Dar atacă Pirui. Păi de ce când a început gala, Pirui are treabă cu Pirui. Cu ce am avut dacă ați observat să nu? Bă, dar de ce să dau cu părerea? Când ai atac, când îmi spui că ești falsă, el ai atac? Când îmi spui, dacă îmi spui că ești falsă, dar te atac? Bine, mersi. Da, Marius, dacă ai 30 ani, înseamnă că deții adevărul suprem. Nu, înseamnă că pot să-mi dau seama că tu înseamnă că tot ce fac e corect. Ca mai multe explicații și îmi dau seama că nu vrea să păcălească o mulțime noastră. Dar uite, eu pot să zic că poate și mai multe decât tine. Nu, deloc. Doar poți să-mi dau seama. Ai tu de unde să știi. Dar ai tu seama că am o experiență mai mare de viață. Am lucrat cu oameni, am avut 30 de fete. Dar n-ai de unde să știi. Și poți să-mi dau seama când o femeie mă mintea că nu mai vrea să vină asta. Da, ce să-ți povestesc. Bianca știi mai multe ca mare. Am zis că trebuie să fac cu carne. Da, mai în alte puncte de vedere știi. Așa-i bine, dacă o spui. Nu mă... Bă, tu ca ale, ale. Nu știu, ești pe lângă realitate, Berna, oricum. Uite, dovadă, 30 de ani atac. Asta zic. Eu nu te atac, eu ți-o dau așa. Dar nici eu nu te-am atacat, am spus că sunt, din anumite puncte de vedere, știi mai multe ca mine. Ce e rău în asta? Da. Ți-am recunoscut un merit. Da. Și nu mi-ai recunoscut. Asta, acolo îți dovedești tu inteligența. Da, și maturitatea. Unde ți-ai dovedit inteligența? Cu Sibel, cu o femeie de 50 de ani. Să-ți fie rușine. O să veniți. Da, Andreea, vorbesc cu Marius. Da, uite că... Da, și eu vorbesc cu tine. Dar de ce te bagi? Dacă așa vreau, că iubitul meu. Cum? De ce mă bag? Iubitul de ce să risc pe mine? Dacă eu vorbesc cu Marius, stare singur. Dar iubitul tău de ce se bagă pe tine? Dar iubitul tău la 30 de ani este stare singur. Dar Marius, dar ești singur? Ești capabil să vorbești singur? Sau vă trebuie 30 cu 30, 60. 30 cu 30, 60. Eu am 20.
Asta zice, atunci ce te plângi când îți spune omul ceva, dacă te dai tare la 20 de ani? Dar ți pare că... Păi te-ai plâns mai devreme, că ia uite ce îmi zici tu la 30 de ani. Păi ce ți-am zis la tine? Dar nu m-am plâns, tu dovedești maturitatea. Ești mai înedată ca mine. Nu, tu dovedești maturitatea, tu spui că tu ai 30, că tu poți, că ești trecut prin viață. Păi da, și noi ne dăm. Mult mai experimentată ca mine. Și noi ne dăm seama de vrăjeala ta. Și mult mai experimentată. Care voi? Bravo! A doua de zi, aia ta-i mă preci. Păi n-am mai spus nimeni, că bă, îmi dau seama că ai o vrăjeală. Păi eu am tu pe o să-mi zic. Păi ce crezi că mai gândești așa? Zică, rog să ne mai aduce acolo. Nu, cine vrea să gândească, gândește. O întrebăm. Berna, ia să nu mai zici nimic de nimeni, că deja ți exagerează prea mult, că ți exagerează prea mult. Da, ți exagerează prea mult, orice zice Berna, e fals, e exagerează prea mult. Nu e fals, e lingușeală. Bine, nu mai zic nimic, că deja... Păi ea îi spunea lui Gabi să se lingușeșe pe lângă Maru și putea să facea pe lângă Lizi. Aveam subiectul Berna Legii. M-am trebuit să zic eu ceva sau cineva că ai zis. Nu, 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 eu pot, dar pot să-mi dau cu părerea. Hai să nu mai vorbim. Da, aveam ceva recomentat acolo, nici bine nu s-a dat. Așa, așa, a fost părerea, da. E o falsă. Ceea ce am văzut la televizor, eu mi-am dat cu părerea. Nu era vorba, dar era eu și Berna acolo. Filip, stai blând, că stai bine. Nu mă enerva, atât a spus început. Că ți-e treaba ta, că nu te mai băga cu mie seama. Dacă arunci niște vorbe așa... Și vorbi tu locuie! Dacă e falsă, vrei să zic adevărat, ești culmea! Ce e falsă, că a zis-o... Păi dacă e falsă, să-l lingușești, ce mai oameni! Iar ce a vorbit acolo... I-a spus că corset înseamnă că-s falsă! Da, putea să o facă, putea să o facă scoate! Da, mulțumesc! Înțelegi că e lingușitoare? Nu mai fi! Stai, stai așa, uite, uite-te, uite-te! Bine, păi știu că tu nu ai cum să pricep, că ai nivelul scăzut la creier. Corect. Nu ai cum, n-am cum să vorbesc, că ori de câte ori spun, nu înțelege. Da, da, ea te provoacă. Nu mă provoacă, a fost părerea mea, nu zici nimic. Părerea mea că se lingușește, dar am felicitat-o. Să mă provoace, dacă ea se poate la dacă poate să priceapă oamenii ăștia, ok, dacă nu, nu. Am felicitat-o, așa să și facă. Oricum simt că nu mă suport eu, ceva eu mine, cred că, că eu cred că de aia s-o adică nu s-o enervat, s-o dat așa cu părerea subliniată ideea că simte că ar fi posibil să o piardă pe Ligii să fie pe Ligii cu Berna. Nu mă mai supriți, mai eu sau unde ce? Acum asta e. Vreau mă ține, Andreea, doar de dragul de ales. Ligii n-ar trebui să mai vei creier. Exact, mă zic că Ligii ar trebui să mai vei creier. Dar nu se poate. E foarte rău asta. A, nu se poate? Ce? A, niciodată. Aduceți-o până la urmă. Doamna Andreea, când zice Berna ceva, tă spui aia. Bianca, tă spui aia. Când zice eu, tă spui aia. Păi normal. Ce? Asta poate așa ceva. O pană, da. Mă scuzați o secundă că revin. Mă scuzați numai o secundă, că nu se mai poate. Trecem la alt nivel. Eu nu am poate. Ideea este că ce a zis... Și mă subestimează, a fost o glumă, ca și când de... Andreea e mama mea, de... nu știu de ce oamenii ăștia își dau fără. Nu zice bine. Că nu vă aduceți aminte când Ligia a zis că singura care a înțeles-o din toată casa a fost Bianca? De ce? Poate că nu vă aduceți aminte. Nu știu despre ce vorbiți, detalează. Nici eu. Nu fie Bianca, e Berna, a zis că să fie prins cu Berna. A, altcumva. Ți-ai luat strigoiul. Andreea, la Berna s-a referit, nu la Bianca. Ha? Cine era? Dar de ce ai un sac? Sac? Nu-i sac, e tricou. Nu are și un sac, săculeț, ce e la... Triplă personalitate se numește. Sacoșa, ți-ai luat sacoșa. Da, bineînțeles. Hansel și Gretel, să las firimiturile să mă găsească. Am în... Cine? Amuiolas mult. Ramona, că Ramona e aprobată. Are tricouri, este Ramona, Ligi și el. Andreea, Ramona, că ea e aprobată. Ea m-a fost mai curajoasă și a aprobat tricou. Da. Ne-am jucat puțin. Ne-am jucat. Dar poate e Diana? Eu și ela suntem pe interes de business. Oh. Că poate că doar lui Diana i-a plăcut la început de Livian. Doamne ferească. Dar păi de ce ți-ai schimbat tricoul? Vrei să treci la... Da, bineînțeles, doamna Andreea. Bun. Îți zic un cuvânt și toată lumea sare pe mine. Te cheamă doar Livian? Sau mai e vreun nume? Pop, Nelson, Livian, Joseph. Și mai am un nume numai la Io... Joseph. Iosif. Ai zis că nu mai zici la nimeni. Da, da. Joseph. Nu mai zici la nimeni. Joseph sau Joseph? Joseph. Nu se pronunță. Nu trebuie. Jose, normal se citește. Joseph. Jose. Și acum cine e? Jose. Acum? La da. Jose, la garbă. În spaniol. Aș zice eu cine? Joseph. Vă rog. Joseph. A zis Bianca. La ce a zis mai devreme a fost domnul Nelson. Ela, dar chiar nu vrei să mă lași în pace? Ți-a mai făcut să ceva? De ce te bagi seama? Dacă tu ai zis și el, nu mai pronunța numele. Păi nici tu nu mai pronunța numele. Cum?
acum ce e Diana? Nu te mai bagi seama. Ei, nu mai am pronunțat numele. Doamne, ferească. A zis că poate la Diana. Că poate are trimituri spre cine? Și a zis că poate spre el și nu știu. Nu, am zis că are 3 tricouri, unul pentru Ramona, unul pentru Ligi și unul pentru el. Diana a zis că poate pentru el. Poate pentru mine, că mie mi-a plăcut Livian. Ia să vedem cu ce mergem mai departe. De ce pătrat e ăsta? Ghirui, Berna, Ligi și Livian? Ce? Vă rog! Ce? Mama! Ce e asta? Da. 4 la 3. Da. Chiar că. Dar hai să descoperim ce se află în interiorul acestui pătrat, după ce vedem material. Ligi, eu n-am zis n-am dat dreptate nici la stânga, nici la dreapta. I-am zis vorbele astea ca să se calmeze, să nu mai facă pe viitor. Dați dreptate acolo unde îs. Dar eu n-am dat dreptate. Filip a mințit, Filip s-a dat de gol singur. N-am venit eu să inventez nimic despre omul ăsta. Eu nu știu, mi se pare că uneori se fac diferențe. Și între băieți, n-ai cum dacă o dai în jigniri, tot mi se pare că uneori se fac diferențe. Adică Diana a strigat un picuț la Berna, 4 ore am stat aici și atât, am lălăit-o în cap la fata asta de numai. Pe Ligi, tu ai omul ăsta, el începe să jignească. El începe toate chestiile astea dezgustătoare. Și apoi încercăm să tot să-l cocoloșim, să mai punem un să mai acoperim mirosul. N-are cum, fraților, că mirosul deja îl simțim toți, doar că vrem să ne prefacem. Momentul în care suntem beți sau nervoși, exact aia de fapt e adevărata noastră părere. Aia suntem noi, de fapt, cu adevărat. Aia suntem noi. Nu când ne forțăm să fim calmi. Când limita este pusă la maximă încercare, atunci arăți de fapt cu adevărat cine ești tu. Chiar vreau să lămuresc, am văzut că nu înțelegi logica lumea. Din discuția mea cu Filip, eu n-am vrut să dau dreptate din nicio parte. Într-un fel, Ligi zic că ieșea mult mai bine dacă se discuta, dar nu neapărat direct cu Filip. Am înțeles, ea s-a îngrijorat că dacă discută subiectul ăsta. Mi-era frică să nu mă mai o dată. Cum? Tau față în față cu el. Cum? Ai zis că să fi vorbit eu direct cu el, nu? Nu. Tocmai am zis că nu trebuia să caute Ligi să vorbea... Stai. Am zis că nu am avut curajul să mă duc, mi-era frică să nu mă... Din nou, nu mă pun în propusuri așa de penibilă. Nu, eu n-am să discut față în față. Ți-am sugerat că, bă, mai bine ai discutat cu fetele, numai te-am înțeles și pe tine că ți-a fost frică că nu o să se difuzeze. Și eu aici am vrut să o las și pe Ligi să-și facă că oricum vorbește și pe Filip să-l previn să vorbească, să se enerveze, să vorbească urât. Și am zis, bă, nu mai reacționa, lasă să vorbească ce vrea. Și în partea ei, ca și cum, înțelegeți? Nu, dar la cum ai dat-o tu, Livian, a sunat așa ca și când vezi, Doamne, o caud eu, știi, da, să redeschid. Nu, Livian mi-a explicat să vorbesc mult și calm, că nu se lărăs. Din conștiență din această casă că a fost prima dată când am redeschis. Normal că a fost prima dată, am zis, bă, și dacă caută ea să vorbească cu tine, las-o să vorbească și am zis asta că, bă, pare că se bagă sau ceva. Nu, chiar să te lase să vorbești, ca să-i dau motiv să te lase să vorbești, dar e normal că nu piști tu. Aia care caută băgare de seamă, că tu n-ai căutat numai episodul ăla și nici nu a fost băgare de seamă. Nu a fost băgare de seamă, am încercat să lămuresc o situație. Da, ai vrut să lămurești un subiect care te-a afectat sau ți-a afectat imaginea, sau nu ți-a afectat-o, care o înțeles că ia din bine, mă știe. Asta zic. Eu n-am vrut să țin nici cu o parte, nici cu alta. Mă rog, așa părea din exterior. Nu, eu am vrut să-ți dau ție sfatul că, bă, ești mult mai câștigată dacă vorbești, că tu oricum vrei să-ți audă mesajul, nu vrei să-ți audă mesajul și reacția lui. Că reacția lui oricum tot aia e. Tu vorbeai la general sau doar de Livian? Sau ai fi vrut cumva ca toți băieții să-l ajute în sensul ăsta? Dacă pot toți, da, să-l ajute. Nu, mesajul tău era pentru toți? Nu, era indirect pentru ei. Care? Care din ele? Mesajul nu știu, mă gândesc că... Ar trebui să-l frustrați. Să-l mustrați. Toți. Mă refer la toți. Toată lumea înțelege că nu reacționam așa dacă nu eram... Asta-i spune când greșești. Mă refer să-și spună unul altuia în momentul în care greșesc. Adică să-ți întreagă chestia asta, să nu mai... Când a venit să fac ceva. Asta clar, dar... Să-ți întreagă că, până la urmă, eu am venit să vorbesc, ea a venit altfel... A venit spre mine, a și făcut cu mâinile așa și asta. Adică n-am fost de nebun. Lasă Filip, nu te mai scoate. Titi să fac chestia asta. Nu te mai scoate, nu te mai scoate, că n-are roz. Iar duci subiect. O dați pe altceva. Asta se înțelea, că ai venit tu spre șef cu chestia alea, că nu vineam să fac chestia așa de nebun. Nu te mai scoate, Filip, că ți-a văzut toată lumea fața, e ok, stai liniștit. Nu te mai scoate, că și în afară tu minți aici, că nu ești tu așa. Dar spre dezamăgirea ta, așa ești tu, de fapt. Te-am văzut și afară cu el, e ok. N-are rost să intri în subiectul ăla, că aici discutăm despre momentul când tu ai mințit cu intimitatea noastră. Atât. Nu intru la salivă, că nu e. N-am mințit cu nimic.
În fine, Livian, hai să discutăm noi doi, că cu acest om nu se poate și n-are sens. Are sens că prea să... Știu că nu, acum e... Era, da, 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 e... Știu că pare un pic... mă rog. Da. Aceasta e, da, această emisiune de, cumva mă pune mereu așa într-o situație ingrată. Dar mă rog, asta este, n-am ce să fac. Care dintre ele te-a afectat mai mult? Care dintre aceste două gesturi, minciuna... Faptul că m-a scuipat, pentru pe care că tu eu, o vezi... Da, eu în sinea mea, eu știam adevărul și nu mă interesează. Nu trebuie să vină cineva să mă susțină atâta timp cât eu aici știu adevărul. Nu-mi pasă dacă o lume întreagă, zic așa la absurd, dacă o lume întreagă ar fi împotriva mea. Deși, în perioada când s-a difuzat episodul în care el a mințit despre faptul că s-a culcat cu mine, toată lumea îmi scria mesaje și îmi spunea: Ligi, stai liniștită, sunt și oameni care gândesc, și ne-am dat seama că e un lucru așa mai departe. Deci, cel mai tare m-a deranjat... Adică fiecare are susținătorul lui care... Poate-ți coasa ăsta că e bine acolo, taci acolo. N-am pretenții de la tine să fii un om, știi, cu coloană vertebrală, să zici, da, am greșit. Da, din orgoliu am mințit. Da, am mințit. Tu nu o să spui, tu nu poți, tu n-ai tăria asta. Nu, tu dorești să zic că mi-a să poți să te scoți orgoliu. Ai rămas blocat la orgoliu. Și o să vezi că tot să cred că ți-e rușine de ce ai făcut mai degrabă. Hai liniștit, că e bine. Dar dacă ți-e atât de câtă repulsie ai față de ea, de ce spune că ai făcut ce ai făcut cu ea și tu la vârsta pe care o ai, de ce să nu-ți asumi acel lucru în conștiința urmărului? Pentru că nu e, Doamne, iartă-mă, nu ceva atât de... Nu e ca și când mă omoară părinții dacă află că m-am culcat cu băiat, Doamne, iartă-mă. I-am dat în față la televizor că o judecă. Clar că mi-aș fi asumată, nu-i nimic de asumat. Mai că nu vrea să danseze ca lumea. Zice că o judecă acasă cineva, mai ales să zică și chestia asta. Ce? Adică o să fie ceva roz. Fiecare zi. Nu înțeleg ce vorbește. Chiar la modul cel mai scurt, nu l-am înțeles ce a zis. Deci am zis așa, că tu mi-ai zis mai de mult. În fine, nu dau. Că mi-ai zis că tu ți-e rușine să și dansezi față la televizor, că te judecă acasă. Nu dansez, da? Cum simt eu, dar nici o veni cu mine în glumă, am văzut. Păi da, am bun simt să provin dintr-o familie de penticostal. Și nu-i frumos ca tati și mami să mă vadă pe mine dezlănțuit aici. Da, ce e așa de rău? Ce atâta de rău? Că îți țin un pic cont de familie, ceva rău în asta? În club, cei ce-au fost cu mine știu că-s mai liberă în gesturi. Pentru că îmi respect părinții, chiar dacă n-am luat decizia să mă pocăiesc ca și ei, vreau să-i respect, frate, că merită tot respectul meu, oamenii. Care e ceva greșit? Cum e în pat, dacă nu înseamnă că vreau să mă ascund, nu e adevărat. Voi tot încerc să mă abțin. Adică tu să râzi, o fac din respect față de familie, Doamne, iartă-mă. Adică nu-i corect. O să te rog să-mi explici acest râs, Marius. Da, eu nu-i înțeleg de ce, nu-l înțeleg de fapt de ce mereu duce subiectul în altă parte. Nu, chiar nu pot să înțeleg. El nu înțelege multe lucruri, dar whatever. Eu știu adevărul, știu cum e. Da, mă, tu știi, tu nu știi nimic despre mine. Bate-ți coasa, că e mai bine. Lasă-mă, frate, știi tu. Nu știi nimic, Filip, ți-am mai zis, nu știi nimic. Tu nu o să poți să-ți asumi, că nu ești bărbat. Un bărbat, în primul rând, nu se laudă cu intimitatea lui, ca să știi și tu. Ca ai coloană, nu mai te da, Doamnă, că nu ești. Du-te, mă, părerea ta, ți-am mai zis, e un zero, n-are importanță. E reciproc. Tu ce intervenție ai avut pe material, Andreea Pirui? Căci n-am fost... A, Berna. Ce-a avut cu Berna? Domnișoara Berna. Să fim bine. Cum să sunem? Pentru că Berna a dată favorită decât a vorbit Berna. Pentru că ea... Adică că tu trebuie să ești favorită cât ai vorbit tu. Da. Doamne, trebuie să vorbești și ce trebuie, calitate. În fine. Vorbești. Da. Că ai vorbit tu. Da, păi. Da, ai fost de la bravo. Normal că vorbesc. De-aia asta aici, să vorbesc. Băi, și tu ai vorbit doar prosecă și te-ai la favorită, da. Ești confuz după ceva noastră, păi zice. Fie, mă refeream la cât am ieșit, Dana, nu te duce căpșorul. S-o ducă, băi. A, cu Berna vorbesc, de fapt. Vorbesc cu cineva, că nu știu, serios. A scos din context, scos din context exact ce o duce căpușorul, exact ce vrea ea. De-aia m-a venit. Termin, bine, Bianca. Nu? Dar ce a scos din context? Că cine e Filip, atât. Eu le-am zis lor că Livian încearcă să îl calmeze. Și Piru a zis, dar cine e Filip să-l calmezi? Merdeule, Doamne, Filip! Filip e prietenul lui. Nu, Piru, trebuie să acționezi inteligent. Eu nu vorbesc cu tine.
Dar de ce? Acum ai argumente. Da, bine. Eu, din punctul meu de vedere, trebuie să acționez inteligent într-un conflict. O, am și împăcat situația lui Ligi. Bă, își vorbește, zice tot ce are de zis. Nu prea ai împăcat-o pe Ligi. Ba da. Era mulțumită deloc. Ai, nu era mulțumită pentru că era caldă situația. Dar dacă privești, bă, i-a lăsat spațiu să zică fără să fie întreruptă de Filip. Și Filip l-am calmat ca să nu mai o jignească. Am pierdut-o acum. Filip Todocan? Pe Ligi, da. Și așa m-am împăcat două Și eu i-au spus că, dar cine ești Filip, ca să-i spună? A fost așa, păi vezi că nici acum nu spui. Nu, ai fost, ai ieșit afară. Dar nu trebuie să-i spui. Vezi, și acum am spus. Dar cerut scuze pe lui. Vezi eu și mai rău. Dar cerut scuze seara la televizor. Dar Berna și acum scoate din context și nu spune toată discuția. Pirui a spus, cine e Filip să trebuiască să-l cocoloși? Dar părerea mea că nu avea logică ce o să Andreea pune dacă zic Livian vrea să-l calmeze. Și a zis, dar cine e Filip să fie calmat? Exact. Păi da, prietenul lui, logic. Pentru Livian e prietenul lui. Și discuția era mai lungă, a fost o virgulă și a spus când el a greșit de a făcut ce a făcut cu Ligi dincolo. Noi nu l-am certat atât pe cât, de exemplu, am citat-o pe Diana că a urlat un pic la Berna. Asta era, e un întrecontext, nu puteți să scoate doar o chestie, cine e Filip, că nu asta era ideea, cine e Filip. Cine e Filip, la modul că da, de ce nu-i mustrat? Cine e Filip și-a urmat? Mustrați-l voi, prietenul lui. A fost o frază întreagă. Mustrat pe și alții. Mustră, mustră. Am înțeles de a văd o chestie urâtă ce-a făcut pe părură ce... Deci aici vă supărați atât, dar nici voi nu sunteți corezi. Vreți că a zis să fie corezi, dar voi nu sunteți corezi. Deci ați văzut? Păi eu pe prietena mea nu pot să o mustrez. Deci dacă dă în cap privare, nu cum să zic. Dar am avut gala, am avut discuția aia. Adică ce să fac acum? Să fiu costumea sezonului? Nu mai folosim, dacă nu puteți. Adică nu te legă acum. Vorbesc, gen, cine-i Filip să... Mereu să-l calmăm, că dacă nu, ce faci? Nu suntem în junglă, fix asta am spus. Nu trebuie să scoți din context. Doar că cine-i Filip, că nu-s curioasă de el. Nu. Cine-i Filip să trebuiască mereu să-l calmăm, că dacă nu face ce? Dar n-a zis nimeni să calmeze restul. Dar Livian, că el îl calmează. Livian, cum ai zis chestia asta, mi-a zis să mă calmez când am ceva să zic, să vorbesc frumos, să se înțeleagă, nu să mă enervez să fac ceva. Atâta poți, Filip, adică atâta poți. Atâta poți, Filip. Nu vreau să aduci la subiecte. Da, tu vrei să o copiezi? Tu vrei să o copiezi cum face ea? Nu, nu vreau să nu o copiez. Da, ba, o copiez. A, nu stai că ea face așa. Da, păi a spus înainte că nu fac în seamă și făcea și alt, făcea exact. Aici nu-i vorba că Filip nu scurgeze și trebuie să-l calmăm. Și dacă era Gabi și dacă era... Vorbea tu cu profana, ai adus tu aici, fata. Da, nu vreau să-l ascult pe Livian. Păi că are argumente și de aia e normal. Că nu om are argumente, nu vreau să-l aud, că nu pot. Nu din pe video chat-ina. Nu dore, pe video chat-ina. Ceva nu vreau că e destul. De ochiat, am zis că nu vorbește. Doamna Andreea, nu vreau să zic și eu. Ea, Pirui, era cea mai revoltată. Da, a stârnit-o. Nu vreau să aduce chestia asta. Nu vreau să aduce chestia asta. Da, Pirui. Da, Doamna Andreea, nu înțeleg de ce ajunge să jignim chiar dacă e ceva. Așa doresc. Că atunci când spunem adevărul, doare. Ei, dacă zic adevărul. Dar ea, adică după 10 luni de zile încă simte voia să o atace pe bine. Dar după 10 luni, adică să abține Filip, care ați văzut ce nervi avea pe Ligi. Da. Dar ea, adică cum ea că de 10 luni. Dar n-a sărit nimeni pe tine. Dar n-a sărit nimeni pe tine, nu te jinește, nimeni nu te atacă, nimeni. Video, hai tare. Video, mai tare. Nu te atace, că nu are ce să jinească pe tine. Nu mă jinește, pentru că ai un caracter... Știu! Tu l-ai foarte! Ce da, nu are oare degeaba, zic. Nu l-ai. Eu zic că... Nu are caracter. Nu l-are. Abia aștept să ajung la 30 de ani și să le dau clasă tuturor. Dacă te mai cineva după video pe care le-am văzut. Aici am fost, Pirui. Și uite unde. Crede-mă că ți-o lăsa și Livia, că e rușine cu tine. Și vorbea cu tine aici în casă, mergea afară, dădea mesaj cu Fernando. Asta eu ce am văzut, ce știu, înțelegi? Vrei să ne contezi ceva amândoi? Vezi că eu am fost corect față de tine, fii corect de față mie. Despre toată lumea de aici sau ce da, câteva acuzații. Atunci te rog frumos să taci din gură. Păi spune-i să tacă și a necunoscut. Păi nu, dar și tu de ce nu taci? Tu de ce nu taci? Păi dacă tace, tac! În această seară veți merge rând pe rând în grădini și veți vota... un concurent pe care voi nu mai doriți aici, în această casă. Indiferent că este fată sau băiat.
v-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați, subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.